să vadă ce am adus astăzi. Da. Ce ai adus astăzi, Elida? Astăzi am venit cu Mihaela. Pentru cei care nu o cunosc, ea a mai fost la da, da. Dar pentru cei care nu o cunosc încă, eu vreau să spun că ea a început și a început cariera de design vestimentar undeva în 2013. De atunci lansează câte două colecții pe an, una pentru fiecare sezon. Și deși nu a vrut niciodată, nu și-a propus să fie designer, ei bine, ea deja are și un titlu de best designer de la exact, cel mai important Bravo. Eveniment de design contemporan și cultură vintage. Și încă un titlu sau o titulatură, nu știu cum să-i spun, a fost numită designerul fotbaliștilor. Pentru că, exact, pentru că ea a început cu o colecție destinată bărbaților și a avut succes în rândul bărbaților și mai ales bărbaților din lumea sportului, mai precis fotbal. Și sunt și foarte multe nume cu care ea a colaborat și persoane importante care au purtat creațiile Mihaelei. Ia să vedem ce fotbaliști poartă creațiile Mihaelei. Hai, zine câteva nume. Am început cu Mihai Răduț, pentru că mi-era prieten foarte bun. Și de acolo a plecat toată povestea. Ușor, ușor am început să îmbrac și alți fotbaliști, colegi de-ai lui. La un moment dat am ajuns să îmbrac aproape toată echipa națională. M-am bucurat, bineînțeles. Ăștia mai vechi sau ăștia mai noi? Mai vechi, pentru că făceam haine pentru bărbați acum 4 ani de zile. A zis mai vechi și arată către mine. Dar ce ți se pare ție în continuu asta de amuzant? Așa. Oricum, colaborările ei nu s-au oprit aici, a lucrat cu foarte mulți artiști cunoscuți de la noi, cu blogări cunoscuți, a făcut haine de scenă, vă amintim Loredana, Lidia Buble, Antonia, pot să mă mai ajut, Mihaela, sunt foarte, foarte mulți. Da, Sore, Alina Eremia, Ada, nu știu, au fost foarte mulți. De fapt, eu am început cu pictura undeva în 2011, de acolo a plecat totul și o amintire frumoasă. Am făcut treaba asta aproximativ 2 ani de zile. După care m-am reprofilat cumva, dar tot în direcția asta artistică și am început să fac haine pentru bărbați. În primul an am făcut numai pentru bărbați, de-at fi faptul că prietenul meu cel mai bun era fotbalist și m-a ajutat foarte mult. Apoi au venit, bineînțeles, cereri din partea doamnelor, din ce în ce mai multe. Și am renunțat la partea bărbătească, m-am axat... Ce bine! Așează-te, ia poziția! Hai să vedem, domnișoarele, gata, m-am relaxat. Vreau să văd ce ne-ai adus azi. Ce ne-ați adus astăzi și cum arată hainele Mihaelei Gherlan. Iată pe domnișoare! Aici avem o salopetă din zona asta mai urbană. De fapt, cu asta am început, cu haine urbane. Ulterior m-am reprofilat un pic și am mers și spre zona de elegant. Linia urbană te-a consacrat, linia urbană, și se regăsește da. Și acum în majoritatea pieselor tale vestimentare. Și uite că am zis că nu o să mă mai întorc la pictură, dar am făcut-o puțin. Nu te-ai putut abține, nu? Practic, a trebuit să dai... Da, un pic așa, am măzgălit un pic salopeta. Dar a ieșit ceva foarte frumos și e o salopetă pe care o poți purta absolut la orice ocazie. Deci poate fi pusă cu sneakers ca astăzi. Și cu sneakers și cu tocuri. Și cu toc, dacă e într-o astfel de ocazie. De la beș trecem la negru. Da. Deja mergem într-o altă zonă. Aici avem o ținută elegantă. Da. Dantelă pe deasupra. Da. Licra, colanții. Da. Florin, ai da, ceva da, de spus, sunt, de adăugat, sunt perfect de acord cu tot ce zice Mihaela. Vezi bine de unde văd te foarte așa, bine. La fel, este o ținută care merge foarte bine la un eveniment mai, nu știu, mai elegant, dar în același timp o poți purta și cu, nu știu, niște Adidas sau sneakers și arată foarte bine. O poți transforma într-o ținută de zi. Exact, nu? Exact. Și piesele sunt foarte versatile. Din punctul meu de vedere ca stilist, mie mi se par foarte ofertante piesele ei, pentru că le poți integra în foarte multe ținute. Poți fi îmbrăcat așa ziua. Poți să le combini da, și altfel dacă poți, vrei. Poți cu anumite piese pe care urmează să le vedem, să te îmbraci și... Să te îmbraci și la într-o ținută de birou. Băi, dacă eram fată și arătam atât de bine, mă luam singur. Da, chiar semănăm, da. Să mă întreb pe mama, nu știu. Deși Mihaela merge foarte mult pe culori, să spunem, pe non-culori, ea păstrează linii de croi deosebite și merge foarte mult pe detalii. Aici avem un sacou dintr-o stofă. Are și detaliile acelea finuțe, paietele
care te duc așa cumva cu gândul la o ținută mai elegantă și la un eveniment. În schimb, mi-am dorit întotdeauna să fac piese versatile pe care să le poți mixa cumva, adică să le poți integra, adică în alții. Exact. Cu altceva, poți să pui și pantalonul cu altceva, poți să te încalți într-o pereche de Adidas și o să arăți super. Pui un t-shirt alb, nu? Un sorry, un ceva pui? Mai scurt, oh, ca să se vadă detaliile. Un tricou. Un t-shirt. Tricou alb. Dar foarte frumos materialul acela, îmi place foarte mult. Ioi. Aici avem o combinație mai îndrăzneață. Mai îndrăzneață, asta e când ieși în oraș, i-a plăcut cuiva prea mult cum te-ai îmbrăcat a vrut să ia ceva acasă. Asta spuneam mai devreme, că tu insiști foarte mult pe linii, pe linii, asimetrii. Da. Asimetrii, sacoul este chiar o piesă, îl poți combina cu în partea de jos, nu știu, cu un pantalon mai cu minte, dar în același timp îl poți purta, nu știu, cu un jeans sau cu o fustă sau pantalonul acesta care este foarte elegant. Poți fi și accesorizate ținutele tale. Bineînțeles. Având în vedere că mergi pe tonuri neutre. Da, pentru că sunt culori destul de... Au nouă culori. Ușor de accesorizat. Asta mea preferată. Aici avem, o fustă elegantă, combinată cu un body. O poți combina și cu o bustieră în partea de sus. În principiu, noi... pe comandă facem și pantalonaș un pic mai scurți ca să nu ieși chiar în body. Să mai stompăm puțin din această transparență. Pentru că are transparență. Dar acum este cazul în acest context. Era prea frumoasă ca să o acoperim. Aplicații de franjuri din paiete, corect? Paiete, da, și broderie. Petiul. Foarte frumos. Da. Foarte elegant, puținută de seară, de cocktail. Da, foarte frumos. Da. Place. Aici vedem o schimbare în linia Mihaelei, pentru că ea a introdus, cred că pentru prima oară, dantelă. Am introdus dantela, și mătasea naturală. Avem materiale de foarte bună calitate și încercăm să păstrăm... Să păstreze această linie. Exact, această materiale linie. De bună calitate. Și chiar dacă ai ieșit din zona asta de... urban și așa, tot... Am ieșit puțin, da. Puțin, chiar mai devreme ziceam, mi se pare foarte ciudat că am venit numai cu haine elegante. Eu, care sunt mai masculină și întotdeauna în sneaker și, nu știu, în pantaloni, am adus haine foarte elegante. Da, sunt frumoase. Accesorizăm, putem să accesorizăm noi, Elida? Sigur. Oricum vrem. Sigur, avem accesorizat și nu trebuie să uităm să spunem că tu pregătești o linie de rochi de seară. Da, ăsta ar fi cam următorul pas, următoarea treaptă pe care o voi urca. Acum am posibilitatea de a lucra custom-made și rochii pentru seară, pentru că mi-am făcut un atelier exact lângă showroom, ceea ce e foarte ok, înainte nu aveam posibilitatea asta. Și voi scoate și o linie de rochii de seară elegante. Și nu numai rochii. Te așteptăm și aici, să le vedem și noi împreună. Mihaela Gherlan, Elida Toma și Florin Leșinat, ai nevoie de o pauză. Ia un pahar de apă și ne vedem imediat. Hai, crezut.